Eu când vorbesc despre dictatura ordinii în țară și dictatura responsabilității față de cetățeni, asta înseamnă că vom avea proiectul Moldova în siguranță. Moldova în siguranță, asta înseamnă nu plină țara de cămeri care taxează șoferii, dar plină camera de cămeri pentru a fi descoperit o crimă sau alta rapid și al mai important, ca ele să nu aibă loc. Dumneavoastră înțelegeți că toate grupările astea, și nu contează, eu omor de la Rășcanovcă, sau ia că acum s-au intrat în 8 case în Rășcanovcă, în tot sectorul Rășcanovcă, sunt, la unii le-au spart mașinile, la alții le-au spart cu oameni în casă, au topit termopanul cu focul, au intrat în casă. Hoță și bandiță trebuie să aibă frică să comit crime. Dar că noi astăzi, la noi, poliția descoperă crimele și rând de la oameni de afaceri camerele private care stau instalat pe la sediu. Voi vreți să nu crească numărul de crime? Dictatura ordinii asta înseamnă că astăzi la noi copiii nu sunt obligați să facă educația fizică în școală, da? Dar astăzi, având democrație, la noi consumul drogurilor crește enorm fiecare an. Și asta înseamnă dictatura ordinii, că toți mizerabilii ăștia care au vreo treabă cu drogurile și tot ce ține de acest cuvânt, pedeapsa se înceapă de la 15 ani. Astăzi, ca să înțelegeți, în SUA, unde spuneți că e democrație, da? Dacă a doua oară te-o luat cu drogurile, termenul de pedeapsă automat e de la 10 ani în sus. Dar la noi îi prind cu sașii, pe urmă aflăm că probele s-au evaporat, le-au bătut vântul din camera de probe. Uitați-vă câte situații grupări au fost reținute cu drogurile. Și în pușcărie ajung 10% din trânșe. Iată ce înseamnă dictatura ordinii. Ca țara să fie în siguranță, dar cei care au furat-o, o fură sau vor comit o crimă nouă, să știi că o să fie pedepsit dur. Că asta duce și la modificările în codul penal. Înțelegeți că astăzi la noi, când noi vedem judecători, miniștri, cum îi arată la televizor, în camerele instalate de serviciile operative, cum e omită, după asta vedem că prin judecată iese și nu contează, e legat cu landromatul, cu mită, așa și mai departe. Deci la noi astăzi judecățile îl îngroapă pe oricare, și poate pentru o găină la unul se dă 7 ani, dar altul cu 2 milioane, adică stă și stă câteva luni. Eu voi spune că nu ne ducem în alte exemple, luăm pe același filat. Câți bani el economisit costat în pușcărie? Așa trebuie să duc o leacă pe Monaco, o leacă cu o nevastă încolo, dincolo, să mai cumpere vă zeci casă, înțelegi? Dar așa cum o economisit. Dar spuneți, vă rog, care la noi a fost pedepsit în țară când la noi luptau cu comunismul? Au venit agrarieni, după asta vine Piotr Kirilovich Lucinski, după asta vine Voronin și spune că azi vedem noi și azi facem cu cei care au dat salarii în caloș. După asta vin democrații, liberal-democrați, care spune, azi vedeți noi și azi arătăm noi cu cărțile despre Voronin, volume întregi de hoții, contrabandă și așa mai departe. Fix așa ca așa ești de azi.